Vocea timișoarei se auzea. A fost de toate. Chiar a fost de toate. Sunt în puțin oraș în România care s-a închis internațional. Am venit de câteva ori anul ăsta aici și am dat de o energie foarte bună. Dintr-o dată orașul ăsta a prins o viteză culturală pe care n-a avut-o. Această capitală culturală este, a fost și va fi un capital prețios pentru toți. A însemnat mult și pentru oraș și pentru fiecare dintre cetățenii Timișoarei. A fost cel puțin o schimbare de paradigmă în acest an. Acest proiect este condus de oraș, dar este un proiect al României. Este un pivot care poate declanșa și va declanșa modificarea pentru întreaga România. E o ocazie de a vedea ce înseamnă România astăzi în Timișoara. Cred că a contat cel mai mult faptul că oameni de cultură au putut să capete încredere, să facă ceva mai diferit și să facă lucruri mărețe. Cred că procesul ăsta care ne-a adus alături, ăsta e cel mai mare câștig. Cred că a fost nevoie de lumina reflectoarelor ca să ne aranjăm un pic în fața oglinzii și să spunem, suntem frumoși. Cultura a contaminat spiritul civic în oraș, peste tot, firmele care se implică, voluntarii care se implică mult dincolo de proiecte culturale. Și să vedem din nou și din nou cum toată lumea se îndrăgostește de Timișoara. Pentru mine rezultatul acestui an este extrem de valoros. Mi se pare că ne-a dus mult mai aproape. Fiecare dintre noi suntem un element cheie în dezvoltarea orașului. Anul 2023 a fost un rostogol imens pentru mine, dar unul plăcut, multă adrenalină. Clar m-am autodiagnosticat cu burnout cultural. Now people know that you can go every evening to another event. De la spectacole, la expoziții, la happening, la muzică de toate genurile, concerte minunate la filarmonică, muzeul de artă. Cred că a fost un câștig și rămâne un câștig. Și simt că orașul în sine este foarte deschis spre nou și este racordat cu ceea ce se întâmplă în Europa. Nu m-am simțit niciodată altceva decât european. Pentru mine, Timișoara 2023 a fost o mare, mare surpriză plăcută. Dacă tu chiar crezi că în Timișoara nu s-a întâmplat nimic anul ăsta, mă întreb unde ai fost. Este o schimbare de paradigmă, o schimbare de gândire, un avânt și un curaj. E ca un val care a plecat și va merge și pe anii care vin. Nu se termină în decembrie.